Încă 4 oameni au fost răpuși de noul coronavirus. Este vorba despre 4 bărbați cu vârste cuprinse între 58 și 70 de ani. Victimele erau originare din municipiul Chișinău, raioanele Orhei și Ialoveni și sufereau de alte afecțiuni grave, precum diabet zaharat, hipertensiune arterială și cardiopatie. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 684. A crescut și numărul pacienților care se zbat între viață și moarte în sălile de reanimare. Potrivit Ministerului Sănătății, 369 de bolnavi se află în stare gravă, dintre care 26 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Singura veste bună este că alte 193 de persoane s-au tratat, iar bilanțul celor vindecați de COVID-19 a ajuns la 14.376. Până acum în Moldova au fost confirmate 20.794 de infectări cu noul coronavirus.